conectăm la realitate ascultând cele mai importante informații. Dimineți împreună. Așa ne dorim să ne conectăm la cele mai importante informații, informații care ne vin de această dată, sau mai bine zis experiențe despre care vorbim de această dată, ținând cont de românii plecați în diaspora, de românii plecați în străinătate, mai exact în comunitatea de români din Torino. S-au trăit mai multe zile de sărbătoare, a fost vizita grupului Uniunea Mamelor Milostive Creștine, dar și celebrarea Sfântului Mir. A participat din dieceza de Iași preasfințitul Petru Sescu, episcop auxiliar, invitatul nostru de la această oră pentru a ne împărtăși din aceste trăiri de credință importante pentru românii plecați, dar și pentru noi cei care suntem aici și care suntem în comuniune cu cei din diaspora. Lăudați să fie Iisus Hristos! Bună dimineața! Veci, bine ne reîntâlnim! Bună dimineața dumneavoastră și tuturor telespectatorilor și celor care sunt pe frecvențele radioului diecezii de Iași, RCS FM. Mulțumim tare mult pentru prezența preasfințitei și pentru că ne țineți cumva așa la curent și în comuniune cu cei din străinătate, pentru că este și rolul Sfinției voastre prin, să spunem, misiunea pe care ați primit-o și apoi, iată, sunt aceste momente de trăire, de credință, de înălțare sufletească, ori de câte ori vorbim despre celebrarea Sfântului Mir, dar cu atât mai mult, cred, când vorbim despre o comunitate care este în străinătate, dar care continuă să se roage în limba natală, în limba în care a învățat până la urmă toate aceste rugăciuni. Cum a fost această vizită la comunitatea din Torino? Da, de multe ori am fost la Torino de când a fost sfințit episcop, dar ultima vizită a fost, spun, una mai special un pic, pentru că de obicei treceam prin Torino. Mergeam la Roma și în drum spre casă opream pentru ca să fac o sfântă liturghie, să administrez Sfântul Mir. Data aceasta m-am dus special pentru Torino și pentru că trebuia să fiu duminica acasă, am găsit avionul cel mai potrivit să merg miercuri de dimineață la ora 6 și m-am întors sâmbătă seara la ora 10 seara. Și atunci au fost 4 zile, aș putea spune, pline și frumoase și încă o ocazie potrivită să simt mai bine pulsul acestei comunități. Și într-adevăr am rămas edificat de o comunitate bine închegată, se vede că este o comunitate cu tradiții, 20 de ani de când au un păstor din România și lucrul acesta se vede pentru că au deja un grup de laici bine formați, un grup de inițiativă care sunt mereu alături de preot și care îl sprijină în activitatea pastorală. Discutam și mai devreme înainte de a intra în direct despre faptul că momentul central practic a fost sărbătoarea Mirului, primirea acestui sacrament. Câți tineri au primit darurile Duhului Sfânt și cum a fost această pregătire și întâlnire cu ei? Au fost 41 de tineri care s-au pregătit pentru această sărbătoare. Sigur, cei care au dorit să facă în limba română, pentru că noi trebuie să recunoaștem, ei s-au născut cei mai mulți acolo. Ei merg la au fost la grădiniță, merg la școală, acolo au prieteni italieni și atunci lor le vine un pic mai greu în limba română decât în limba italiană, dar eu i-am admirat și i-am încurajat și felicitat în același timp, pentru că am spus că faptul că ei reușesc și fac un efort în plus să se pregătească în limba română este și un dar pentru cei de acasă, pentru că de obicei vine vacanța, aici doresc să-și le vadă verișorii, bunicii și este atât de frumos atunci când vin și pot comunica. Le-am spus, băi, voi la 13-14 ani mult mai ușor să învățați limba română decât bunicii voștri să învețe limba italiană. Da? Și zic, ce greu, ce trist ar fi ca bunica să spună ceva și tu să nu înțelegi și să nu puteți comunica. Și chiar în această privință am spus că ei fac un lucru extraordinar, bine, au avut și școală și catecheții s-au străduit, părinții sunt de admirat că au făcut eforturi deosebite, unii vin de la distanțe mai mari, 20, 30, 40 de kilometri și totuși au ținut la acest lucru, dar eu zic că nu este rău, pentru că orice efort este răsplătit. Noi avem un pic metoda noastră, un pic așa mai clasică de pregătire la Sfântul Mir, sigur, pe lângă alte explicații, alte povestiri, noi mergem un pic și pe o bază de cunoștințe care trebuie să le avem religioase. Mi-amintesc că în 2009 am fost la colegul meu, Robert Mățău, era la Londra și povestea de faptul că, fiind implicat și la comunitatea de limbă engleză, au observat că cei care făceau pregătirii pentru prima sunt împărtășani, de exemplu, aveau 3 ani la dispoziție. Și desenau, colorau, se jucau, dar la sfârșit, când terminau pregătirea, nu știau mai nimic. Fel de pufureț. Când strângi, nu rămâne mare lucru. Și a spus, eu voi face tot ce pot,
ca să mă străduiesc să le administrez sacramentele în limba română și un pic mai ca la noi, chiar dacă un pic mai greu, un pic de efort, dar să știm clar ce-i păcatul, ce nu-i păcatul și apoi să putem, mai ales la Sfântul Mir, când vorbim că este sacramentul oarecum al maturității, când eu pot să dau și trebuie să dau mărturie oamenilor, atunci eu trebuie să știu un pic ce e alb și ce e negru și să pornesc la drum așa cu niște cunoștințe bine definite și mai ales să știu să previn anumite ocazii, că este și vârsta deciziilor. Va trebui să decid școala, spre ce mă orientez, ce prieteni îmi fac și atunci este un moment extraordinar de important și mă bucur că preoții și catecheții din România sau care sunt acolo chiar își fac cu multă responsabilitate această datorie. Și bănuiesc că la fel de frumos a fost și liturghia, celebrarea, sărbătoarea efectivă. Da, a fost sărbătoarea, dar chiar a fost și, aș putea spune, un tridum de pregătire, pentru că a fost o coincidență fericită, spuneați la început, și de Uniunea Mamelor Creștine care a făcut acel pelerinaj, chiar la ora 10 i-am întâmpinat în Biserica Sfânta Maria Ajutorul Creștinilor, o biserică foarte mare, măreață, unde este venerată și era Biserica Sfântului Ioan Bosco. Eu l-am de patron al preoției mele pe Sfântul Ioan Bosco și a fost așa o coincidență fericită. Apoi ne-am întâlnit seara la Sfânta Liturghie, ocazie potrivită, când au venit și cei de la Mir, pentru că de la 4:30 până la 7 am avut spovezi, am stat la spovezi foarte așa edificat. A fost de faptul că au venit și nașe și părinții și s-au spovedit. A doua zi a fost sărbătoarea solemnitatea Preasfintei Inimii a lui Iisus, vinerea întâi din lună, altă ocazie de stat la spovezi, de la 5 la ora 7, au venit și părintele lui Zbulai, și părintele Ionuț, și părintele Iacovici Sidor. Deci a fost un moment de sărbătoare, de comuniune, la fel este ziua când ne rugăm pentru sfințirea preoților, din nou o sărbătoare și o liturghie solemnă și abia a treia zi a fost sărbătoarea Sfântului Mir dimineața. Deci, zic, a fost foarte bine, așa s-a nimerit anul acesta, acest tridum de pregătire, tridum de întâlniri cu dânsii și chiar am văzut așa destul de receptiv, destul de activ. Mă bucur că ați amintit, într-adevăr, a fost și această vizită o coincidență, o providență, până la urmă lucrează, nu-i așa, cu grupul Uniunea Mamelor Milostive Creștine. L-am avut invitat pe părintele lui Zbulai vineri dimineață și ne-am împărtășit despre importanța pelerinajului, dar și despre importanța acestui grup și povestind așa cu câteva dintre participantele la întoarcere, faptul că v-au întâlnit acolo și că a existat această potrivire a fost foarte important pentru ei, pentru că sunt mame, nu-i așa? Pentru că până la urmă, da, este o alegere, este o vocație, dar cred, dacă nu are această grijă din partea sau nu simte această grijă din partea păstorilor, până la urmă merge doar, șchiopătează, nu-i așa? Deci e foarte important să existe această grijă, dar să o și simtă și iată cât de bine s-a potrivit. Da, a fost și eu chiar le-am admirat, pentru că unele dintre mamele milostive au o anumită vârstă, da? Trecut de bine de 70 și frumos îmbrăcate în costume naționale, deci chiar o mărturie pentru toți cei care își întorceau capul să întrebau de unde sunt, cine sunt, se roagă foarte mult pentru biserică, pentru preoți, pentru vocații, pentru întoarcerea păcătoșilor, pentru familiile lor. Și acest lucru sigur că a edificat pe toți și inclusiv pe cei din Torino și probabil în scurt timp vor să fie și de acolo adeziuni, că au rămas impresionați de bucuria de a trăi credința creștină și cei din Torino, cum sunt buni ospitalieri, chiar după Sfânta Liturghie de joi seara, le-au organizat o surpriză extraordinară, așa cum au putut, ei s-au organizat și au pregătit o cină pe cinste, așa românească, și au fost momente deosebite de comuniune, pentru că ne bucurăm și cu trupul și cu sufletul. Sigur că da. Numai cu trupul sau numai cu sufletul. A fost așa completă această bucurie. Și mă bucur să vorbim despre astfel de lucruri, pentru că, iată, există posibilitatea și pentru alte mame, pentru alte persoane care, dacă doresc să intensifice rugăciunea, așa cum spuneați, pentru preoți, pentru vocație, pentru familii în general, pot lua parte, pentru că în acest mod aflăm unii de ceilalți, nu? Pentru că poate în comunitatea noastră nu este, dar de ce nu, aflând despre un astfel de eveniment, poate se întâmplă și la noi în comunitate. Eu chiar aș încuraja mamele care au această posibilitate, pentru că nu-ți cere ceva cu totul special, adică duci o viață normală, obișnuită, ești în comuniune cu celelalte, îți împărtășești de experiențele tale. Mi-amintesc și chiar am subliniat acest fapt, a fost cu, cred, cu o lună jumătate în urmă, întâlnire la Izvoarele de Iași, întâlnirea cu mamele milostive. Și veneam odată la Mir, într-o sâmbătă după amiază, și am ascultat o mărturie foarte frumoasă din partea unei mame, care, sigur, a venit mai greu la doamna Olaru Carmen la emisiune, spun că nu știți
să vorbească, că domnule, a fost extraordinar, eu am fost edificat, chiar m-am interesat cine este, am vrut să o cunosc personal și o trăire atât de frumoasă care edifică. Și de aceea spun, anumite persoane care trăiesc în singurătate, cu bucurii și necazurile lor, poate copiii plecați și sunt oarecum izolate, ce mare binecuvântare să fii în comuniune, să te întâlnești, să vorbești și nu mai spun, mă de admiram. Spune, care se gândea vreodată și chiar le-am spus că când ne-am întâlnit la biserica Sfânta Maria Ajutorul Creștinilor, zic, uite, mama mea, Dumnezeu să o ierte, nu știu dacă a fost o zi în concediu, zic, a avut șansa când am fost la Roma să vină câteva zile. Dar spune, ce frumos dumneavoastră, care v-ați jertfit, ați muncit, au fost în pelerinaj la Lourdes, au fost în pelerinaj la Roma, acum au fost în jurul orașului Torino, au fost la Padova, au fost la Mondovi. De multe obiective frumoase, bine pregătite de părintele Imriș Chionuț, care a făcut o broșură, totul aranjat, cu atâtea cunoștințe, atâtea bucurii, atâtea trăiri. Vezi că acolo e Sfântul Ioan Bosco, Sfântul Dominic Savio, dincolo Sfântul Anton de Padova și tot felul peste tot, găsești sfinți. Te întorci atât de încărcat și mă uitam așa, bucuria, dincolo de jertfa, pentru că să ceri o jertfă, să mergi cu avionul, știi, vine, nu vine, se ridică, coboară în siguranță, nu coboară, este un mic, așa, un mic, să nu fim sinceri, adică suntem oameni. O teamă există. Da, dar iată, tot acest efort, acest curaj, este răsplătit cu vârf și îndesat. Și mai ales, așa cum aminteați, multe mame poate au o vârstă înaintată, da, și poate sunt la acea vârstă la care nu-și mai găsesc neapărat rolul sau impresia că deja și-au cam încheiat misiunea. Ei bine, nu, aceste mame ne arată că misionarul continuă și este deosebit de importantă și, indiferent de vârsta pe care o au până la urmă, sunt importante și biserica se bazează pe rugăciunea lor, pe efortul, pe jertfa lor. Exact, apostolatul rugăciunii, mă uitam și acolo, chiar dacă era un autocar, pentru că au venit toate. Atunci, la un moment dat, spunea, părinte, este ora, suntem cu o oră diferență, zice, acum trebuie să intrăm în comuniune cu grupul de acasă. Iată. Și au început rugăciunea, o oră și jumătate de rugăciune. Deci, mare binecuvântare și știi că nu ești singur, te rogi împreună și rugăciunea în comun are o forță deosebită. Și chiar eu aș încuraja, uite, sunt asociații, sunt asemenea posibilități astăzi, de care trebuie să profităm la modul frumos. Adică să ne putem simți că nu suntem singuri și parcă bucuria se trăiește altfel și necazul e mai ușor când îl putem duce împreună cu alții și îl împărtășim cu ceilalți. Mai ales că tema anului pastoral este familia, biserica, familia lui Dumnezeu, așadar astfel ne simțim familie, fiecare cu micul lui rol acolo în familie, oricât de mic parte ni s-ar părea, nu ar mai fi familia completă fără fiecare. Revenim și ca să avem așa o concluzie sau un îndemn, de ce nu? Pentru că se apropie concediile pe de o parte. Mulți poate vor veni în țară să-și viziteze familiile, alții poate vor pleca în străinătate pentru a-și vizita rudele, prietenii. Cum îi îndemnați să trăiască aceste momente de comuniune, aceste momente împreună? Pentru că ați văzut și excelența voastră cât de importantă a fost prezența voastră acolo. Cred că e important să ne întâlnim, să stăm împreună. Cum să fie aceste momente, mai ales în perioada următoare? Da, eu chiar dau mărturie că am avut ocazia să spun că am stat mai multe zile acolo și vorbesc chiar cu cei care au fost miruiți, dar și cu fraților mai mari, mai mici și chiar am simțit această bucurie că vine vacanța și că ei vor veni în România și spuneau, părinte, este frumos și aici în Italia, dar abia aștept să ajung acasă, este ca un fel de țară promisă, un fel de paradis pământesc, pentru că au cumva România, au aici rădăcinile, dar mai multe pământesc în Italia și atunci rămâne ca un vis care devine realitate pentru câteva zile sau chiar săptămâni. Și ei vin cu mare bucurie acasă și vin și aici au alte posibilități pentru că merg pe la țară, aleargă și întâlnesc, își fac prieteni, împărtășesc din bucuririlor, din preocupările lor și eu zic că ar trebui și trebuie să favorizăm aceste momente de comuniune pentru că întotdeauna este o îmbogățire faptul de a fi împreună, faptul de a fi în comuniune, faptul de a pleca după aceea fiecare la datoria noastră, dar rămânem cu acele amintiri frumoase, putem să comunicăm mai departe cu prietenii, cu rudele noastre și chiar îi rog și îndemn pe părinți să favorizeze aceste întâlniri și să nu le fie nici frică, nici rușine că sunt români. Ori mai fi fost unii care poate ne-au făcut de râs, dar nu suntem toți la fel, adică nu trebuie generalizat, ci din potrivă
avem valorile noastre și mai ales, eu spuneam de fiecare dată, avem tezaurul credinței pe care noi l-am dus și am îmbogățit pe mulți dintre ei. Eu cunosc atâtea persoane care lucrează cu persoane în vârstă, care probabil nu au fost prea mult duse pe la biserică, poate au fost mai îndepărtate de biserică și datorită acestor femei de ale noastre din România, mami sfinte din România, care s-au dus și s-au îngrijit numai trupește, pentru ei prea o barcă să crească trupește. A fost bonusul și poate mai important îngrijirea de sufletele lor. E apropiat de Dumnezeu. Hai să facem un rozariu, hai să ne uităm un pic la slujbă, hai să facem și o plimbă, hai să intrăm și în biserică un pic. Deci a fost oarecare rezistență la început. Sunt lucruri extraordinar de frumoase. Eu chiar de la Torino în 2008, când a fost pentru ca să-l ajute pe părintele cu ocazia sărbătorilor de Crăciun și de Paști, am întâlnit atunci o experiență care efectiv pe mine m-a edificat. O persoană din zona Bacău care a ajuns acolo și s-a întâmplat, necunoscând persoana, să ajungă la o persoană satanistă. Oh. Și care efectiv, cu eforturi supraomenești, pe la urmă s-a îngrijit așa dumnezeiește de sănătatea ei, încât a cucerit-o și apoi a reușit să o ducă într-un pelerinaj la Lourdes și acolo a eliberat-o printr-o spadă bună de cel rău și a spus: am avut tot ce mi-a dorit în viața asta, inclusiv elicopter la scară. Și a spus: n-am fost odată fericită cum sunt acum. Deci sunt lucruri extraordinar de frumoase, mărturii deosebite, și de aceea noi suntem români, avem atâtea și atâtea lucruri frumoase, nu trebuie să ne fie frică nici rușine. Fiecare cu bucurile lui, dar de asta spun, suntem români, avem și lucruri foarte bune pe care le-am dus, n-am fost egoiști, le-am împărtășit cu ceilalți și este foarte important, pentru că un bătrân paralizat sau poate bolnav, când are credință, are puterea să depășească, are puterea să dea sens până și suferinței și morții și duc crucea cu demnitate și apoi mor cu seninătate, ceea ce nu-i puțin. Da. Și rolul lor nu este unul de lepădat și astfel de mărturii ne ajută până la urmă pe fiecare dintre noi și cred la astfel de întâlniri, cum spuneam și mai devreme, e important să povestim și astfel de lucruri, pentru că da, ne simțim bine împreună și este foarte important să avem astfel de momente, dar cred că și mărturiile, cum ați spus, sunt deosebit de importante și au nevoie și cei din țară să le audă și să le și să le afle. Și o mică precizare, ca să nu uit, că mi-am adus aminte, ceea ce este de admirat e faptul că românii care au plecat, și sigur, în special eu am întâlnit mulți din Moldova, chiar dacă mai sunt și din Ardeal mai puțin, dar baza este de aici, din Moldova. Domnule, au păstrat acel spirit de bunătate, de bunăvoință, de ospitalitate. Tot timpul știu să organizeze repede și punte o sărbătoare atât de ușor, mână de la mână, și este o sărbătoare extraordinar de frumoasă. Preotul este respectat în cele mai multe situații. Este o adevărată sărbătoare să accepți o invitație, să mergi cu ei la masă, să grupează. A fost abacă, cred că 8-9 familii. Nu vreți să luăm masa împreună? Haideți, vă rugăm frumos, sigur. Și vezi acea bucurie, împărșit să aduce aminte. Ah, da, uite, cât de mică e lumea, că anumite persoane pe care le-am cunoscut dinainte, da. Și deci, și această valoare a ospitalității moldovenești. Știu că Bandinus, înainte cu sute de ani, când a fost aici un misionar trimis de sudul de la Vatican, a consemnat că în Moldova, dacă mergi, numai să nu fii hoț, că găsești mereu ceva de mâncare și un loc de dormit. Și atât că după sute de ani s-a păstrat această valoare extraordinară pe care o avem și care trebuie să ne mândrim. Nu facem calcule că dacă am dat 10 euro și am dat de mâncare cuiva. Nu. Oamenii au rămas cu acest spirit general deschis și este un lucru deosebit. Și le mulțumim până la urmă românilor care ne fac cinste și care dau mărturie că România este frumoasă și prin tot ceea ce are, dar și prin oamenii pe care îi are. Mulțumim tare mult, Părinte Preasfințite, pentru toate aceste împărtășiri. De fiecare dată mă bucur să aducem la microfonul RCSFM astfel de mărturii, pentru că sunt sigură că sunt mulți ascultători din afară care acum sunt pe aceeași frecvență cu noi, poate se îngrijesc de acei bătrâni de care spuneați sau de acele persoane în vârstă și au în cască, poate ce se vedem tocmai pentru a rămâne în contact cu noi, dar și nouă ne face bine să știm unii de alții. Mă gândesc la atâtea bunicuțe care poate își așteaptă nepoții vara aceasta, își așteaptă copiii vara aceasta și iată, ne simțim așa, unii mai aproape de ceilalți, fie prin transmisiunile pe care le realizăm, fie prin tot ceea ce putem da mai departe simțindu-ne împreună. Mulțumim tare
mult, vă rog. Profit de ocazie ca să fiu și purtătorilor de cuvânt și încă o dată să transmit mulțumirea lor pentru această mare binecuvântare de a fi în comuniune cu cei din țară prin radioul RCFM și vii recunoștință tuturor celor care trudesc și fac ca aceste emisiuni să poată ajunge peste tot și mai ales acea frumoasă inițiativă de a face emisiuni cu preoții care lucrează în afară. Felicitări și Dumnezeu să vă ajute, să vă dea putere și sănătate să puteți continua mai departe, pentru că, într-adevăr, sunteți o binecuvântare. Mulțumim și mulțumim tuturor celor care prin donații fac posibile aceste lucruri, pentru că, nu-i așa, este nevoie de, așa cum spuneam și mai devreme, rolul fiecăruia este deosebit de important în orice proiect, mai ales dacă are binecuvântarea Domnului. Mulțumim încă o dată, vă dorim în continuare mult succes în toată activitatea și vă așteptăm și cu alte inițiative aici la RCFM despre care să ne povestiți. Cu mare bucurie, multă sănătate și celor care ne-au ascultat. Mulțumim mult, dragi ascultători, dragi telespectatori, a fost alături de noi până în acest moment în studioul nostru de la Iași, preasfințitul Petru Sescu, episcop auxiliar de Iași, ne-a vorbit despre zilele de sărbătoare trăite împreună cu comunitatea de români de la Torino.